1500 de elevi de clasa a 12-a și 1700 de clasa a 11-a din județul Giurgiu au susținut astăzi testarea la limba română din cadrul simulării examenului de bacalaureat. Ministerul Educației a hotărât ca în 2014 elevii să dea simularea pentru examenul de bacalaureat în același timp, spre deosebire de anul trecut când fiecare instituție a organizat testările când a vrut. Potrivit metodologiei, testările de astăzi au fost exact ca cele de la bacalaureat. Elevii au fost repartizați în clase în ordine alfabetică și câte unul în bancă. Aceștia au avut 3 ore la dispoziție pentru a rezolva subiectele și au fost supravegheați de profesori de altă specialitate. Analiza unui fragment din novela Mărgărita a lui Vasile Alexandrii, scrierea unui text argumentativ despre impactul rețelelor de socializare asupra tinerilor și redactarea unui eseu dintr-o comedie studiată au fost subiectele la limba română de la simularea examenului de bacalaureat. Cam de ce notă crezi tu că te-ai descurcat? Nu știu. Nu știi să evaluezi așa o notă? Nu știu. Ție cum ți s-a făcut? Destul de ușor. Foarte ușor. A fost chiar acceptabil. Tu ce clasă ești? A 12. Cam de ce notă crezi tu că te-ai descurcat? Nu am vrut să fac toate exercițiile și cred că o să iau un 5 sau un 6. Și ești mulțumit? Deocamdată da, că n-am dat tot ce pot. A fost foarte ușor. Am mai trecut prin genul ăsta de situație. Am dat în clasa 8-a examenul și a fost simplu. Pentru cine n-a învățat a fost greu, dar pentru noi ăștia care învățăm este destul de ușor. Deci crezi că la bacalaureat te vei descurca? Cu siguranță, dacă voi învăța, o voi descurca. Dar acum la simulare cam ce notă crezi că vei lua? Sper că dacă n-am făcut subiectul 3, scăzând 3 puncte, 30 de puncte, voi lua un 7, nu știu. Deși liceenii spun că în mare parte subiectele au fost ușoare, cerința a treia din test a creat dificultăți în rândul celor mai mulți, unde aceștia au avut de redactat un eseu de 600-900 de cuvinte. Ai întâmpinat dificultăți la vreun subiect? La al treilea subiect a fost foarte mult de scris, dar am făcut în clasă cu doamna și am știut, a fost vorba despre comedie. Despre comedie? O scrisoare pierdută trebuia să scriem, a fost puțin mai greu, da. Mi s-a părut cel mai greu subiectul 3 și cred că o să iau un 7. Pentru început mi s-a părut ușoare, dar subiectul al treilea a fost cam greu. Dar de ce? Că toți ați spus că la subiectul ăsta ați întâmpinat greutăți. Păi profilul uman, anul ăsta n-am repetat Ion de Liviu Repreanu și de aceea mi s-a părut foarte greu. A fost ușor, la Ion, spre deosebire că n-am făcut, am scris ce mi-am adus aminte. Sper că voi lua 6-7. Subiectul 3 a fost mai dificil, dar am trecut și peste acesta. Liceenii au avut de rezolvat astăzi 3 subiecte, fiecare fiind notat cu 30 de puncte, iar 10 puncte au fost acordate din oficiu. Marți va avea loc proba la limba și literatura maternă, miercuri proba obligatorie și vineri proba la alegerea profilului și specializării. Toate probele sunt scrise, iar rezultatele vor fi afișate în 14 martie, însă notele obținute nu vor fi trecute în catalog.